în calitatea lui, fie de redactor de emisiune, de director de festival, de promotor al folcului de-a lungul întregii generații, dacă vreți, din ultimii 12 ani, își merită nu numai acest disc, toată recunoștința noastră și, în primul rând, pentru muzica lui, pentru el ca om, ca prieten și ca folchist, dacă vreți. Pentru că totuși Victor rămâne un mare folchist al nostru. Nu poți striga, săranul, ce te duce la pato, nu oricine, rândunica, într-un liber și mândru spor, aripi în hotire, aripi în zbor zânt, aripi în cerul zilei și-al nopții cic râd. Pământul prea plin de migranți, sunt țări de migranți în continente, cu comis voiajor din tată în fiu, biografie aproape indecente, o roată pune toader pe un râu și cumpără un vechi din an de moară. Victor Socaciu după 30 de ani. O lansare discografică onorată și onorantă de și pentru Clubul Arhitecturii, iar compact discul produs de Casa Radio nu reprezintă o reeditare de colecție, ci o regândire orchestrală a unora dintre cele mai frumoase melodii semnate de baladistul brașovean. De altfel, peste câteva zile, lansarea avea să fie celebrată la Sala Mare a Radiodifuziunii printr-un concert extraordinar acompaniat de Big Bandul Radio. Câte țări, poate nu știți, a colindat, în câte țări a cântat Victor Socaciu, la câte festivaluri internaționale a participat, câte șlagăre, câte cântece a scris, nu numai pentru el, cum crede lumea, ci și pentru alții. O activitate imensă pe care lumea, din păcate, nu prea o cunoaște. Îl știe ca un fel de trubadur care își cântă cântecele. Nu este numai așa. Nu mai vorbesc de încurajarea tinerilor talente, de festivalul Folk On Bun. E vorba că are o vitalitate extraordinară și o seriozitate, cum ne place nouă regăținilor să spun, să spunem, de ardelean. O Charlie Chaplin, înger vagabond, hai bătrâne, vino, te sub orizont. O Charlie Chaplin, hohot interzis, redeschide teatrul ce mi l-a închis. Tot pământul e numai cer, corindul urcă în sărbători, d'albe flori și lemnile. Victor Socaciu s-a născut în 14 ianuarie 1953 la Brașov, apărând pe scenă încă din liceu cu grupul rock Zodiac în 70. Debutează într-un cenaclu studențesc în 73, iar consacrarea crește abrupt pe scena cenaclului Flacăr. În 76, viitorul cantautor al atâtor șlagăre pentru sine ori pentru soliștii de muzică ușoară este cooptat în postura omului cu chitara caracteristică reuniunilor conduse de poetul Adrian Păunescu, un descendent al unor nume ilustre catalogate drept generația de aur a folcului românesc. Victor Socaciu, suntem în 2003, în urmă cu 30 de ani, cântai probabil în cluburi de asemenea dimensiuni, underground la Brașov, sau nu e așa? Așa este, chiar m-am gândit când mi s-a propus să fac această conferință de presă și această lansare că locul cel mai potrivit ar fi mediul studențesc. De fapt, în acest mediu s-a și născut folcul și m-am născut și eu ca artist în urmă cu 30 de ani în Club 181 din Brașov. Era un club studențesc, avea 181 de scaune și o scenă puțin mai mare decât cea din Clubul A, unde ne aflăm acum. Sigur că mă cuprinde așa o nostalgie. S-au schimbat multe în 30 de ani, s-au schimbat în mine foarte multe și în jurul meu. Cred însă că a rămas ceva constant în toată această perioadă, probabil dorința mea de perfecționare. Îndrăznim să repetăm ceea ce am spus la Antena de Brașov, și anume că Victor Socaciu este cel mai
profund dintre cântăreții noului val, cel mai interesant, mai interiorizat. Și el va cânta acum Dona Dona, un cântec al muzicii tinere dintotdeauna, un cântec tradus în românește, un cântec care exprimă lupta împotriva condiției mizerabile în care se zbat unele viețuitoare pe planeta Pământ. În vagonul pentru piață e un vițel cu optriști plângând, sus deasupra rândunica lesne cerul săgetând, aripi în hotire, aripi în sporâzând, aripi în cerul zile și-al nopții cifrând. Dona, raritate în repertoriul lui Victor Socaciu, o preluare care denotă cel puțin stilistic anumite apartenențe și influențe din repertoriul muzicienilor protestatari de peste ocean al cântecelor cu mesaj. Melodia, înregistrată la o gală a muzicii tinere, sintagma acceptată oficial pentru gen, avea să fie editată pe o casetă audio cu restituiri folk de primă mână după 1990. Dăm numele câtorva persoane care au fost un simbol pentru tine și așa mai departe. Uite, aminteam la început Beatles, John Lennon e unul din ei, un lider spiritual pentru mulți muzicieni din România și printre care și mă număr și eu. Sigur, Eric Clapton este iarăși un individ de la care am învățat foarte multe și pe care îl simt foarte apropiat. Am admirat foarte mult trupa Queen, Freddie Mercury. Mi s-a părut că este superlativul în show, în muzică și chiar în calități vocale extraordinare. Iată și primul șlagăr confirmat la Flacăra, care a dat și numele primului album Victor Socaciu, apărut la Elect Record în 1981, într-o perioadă în care cantautorul a primit 3 ani la rând marele premiu al Cenacului. Pământul preplin de migranți, sunt țări de migranți în continente, cu comis voiajor din tată în fiu, biografie aproape indecente, o roată pune toader pe un râu și cumpără un vechi din an de moară, și toți ai lui lumină în casă au, căci neamul nostru n-a învățat să moară. Roată, roată, te mai inventăm odată, roată, roată, și cu tine lumea toată, roată. Mai e nevoie, Doamne, și de cei ce țara niciodată nu și-o lasă. Sunt milioane pe acest pământ care mai știu ce înseamnă și acasă. Roată, roată, te mai inventăm odată, roată. Dacă a putut acest țăran român
să facă el în munții lui o roată. Înseamnă că nimic nu e pierdut, nu pierde neamul nostru niciodată. Nu lămpi de la străinii geniali, ci dintr-un biet pârâu luând văpaia. Ne arată ce înseamnă să fii om, țăranul toader copac din urtoaia. Roată, roată, te mai inventăm odată. Roată, roată, și cu tine lumea toată. Roată, eu-l vești deșa din munți, din univers. Carpații lui emit pe unde scurte, și noaptea-n somn aud un vuiet plâng. Planeta trece pe la el prin curte. Roate, roate, te mai inventăm odată. A fost cea mai importantă experiență artistică a mea și nu numai artistică, chiar și de viață. Cu Adrian Păunescu am fost în relații extraordinare. Nu mă refer la cele strict umane, dar și acestea au fost importante. Mă refer strict la relația muzician și poet. Am scris cele mai multe texte ale mele pe versurile lui și am simțit că mă potențează versurile și chiar uneori mă incită. Mă incită și atunci a ieșit un cântec, a ieșit un mesaj. Pentru că pe muzică un poem capătă o putere de convingere foarte mare. Consemnat tot pe albumul de debut, un alt șlagăr al Cenaclului într-o atmosferă caracteristică spectacolelor de muzică și poezie de la granița anilor 70-80. Mesajul versurilor lui Adrian Păunescu, în acest caz tratând condiția artistului, era preluat nu numai de toți ceilalți membri, dar și de către spectatori. Că sunteți grăbiți și cinici și inculți și goi, Charlie Chaplin calcă-ndodii cu pantofi strâmbați, hotiți, dar n-aveți știre voi ce strâmb călcați. Face el cum face rața și e caragios, dar ce cârduri mari de rață trec în sus și în jos. O, Charlie Chaplin, înger vagabond, hai bătrâne, vino de sub orizont. O, Charlie Chaplin, hohot interzis, redeschide teatrul ce mi l-a închis. Lăutarii împrumută bani pentru sachez, cifra noastră de afaceri, hohotul de râs. Facem bancă mondială și băgăm în ea râsul sărăcimii triste ca dobânsă de an. Nu există omenie unde nu ești tu, că tu ești curajul nostru de a spune nu. Îmbrădește-te prin cosmos, spune ce e de spus. Atâtea stele moarte, tu planeta râs. O, Charlie Chaplin, înger vagabond, hai bătrâne, vino de sub orizont. O, Charlie Chaplin, hohot interzis, redeschide teatrul ce ni l-a închis. Există artiști care scot albume best of când consideră că au încheiat cu activitatea muzicală, ceea ce în niciun caz nu e cazul tău. Sigur, nu scot pentru că aș fi la capătul carierei și mai ales
există și un precedent. Eu mai am un best-of, acum vreo 6 ani sau mai 8 ani am mai scos un best-of. Spuneam la început că simt nevoia să perfecționez ceea ce am făcut. Am scos niște piese, iarăși într-o selecție subiectivă, am readus niște piese, păstrând însă cele care știu că s-au bucurat de un anumit succes la public și aducând și altele noi care s-ar putea să surprindă că se află pe acest best-of. O reluare peste mai bine de un deceniu a unui alt cântec de pe primul album la un spectacol devenit în anii 90 tradițional în organizarea Fundației Culturale Phoenix, din Darul Magilor, care a lansat și câte un disc cu legere. În grupul de acompaniament al lui Victor Socaciu, doi foști colegi din Cenaclu, Constantin Dragomir la bas și Alexandru Zărnescu la chitară. Stau la geam în orașul cel mare și aud o căruță cu cai. Unui alb, altui negru și-mi pare că ei sunt unul iad, altul rai. Dar țăranul acela ce-i mână prin mașini descurcându-se greu, Dumnezeule, parcă e tata, căruțașul e chiar tatăl meu. Tropa, trop, prin oraș, șchiopătatul galop, un țăran și doi cai, tropa, trop. Tropa, trop, prin oraș, șchiopătatul galop, un țăran și doi cai, tropa, trop. Va lua o hucet către casă, va mânca prin vreun parking ascuns și dintr-o pot în somn o să cadă și aceasta-i va fi de ajuns. Și departe în sat este mama lunecând peste treburi grăbit. Un stigmat părintesc mă împresoară ca un plâns ce-a ajuns tropotit. Tropa, trop, prin oraș, chiopătatul galop, un țăran și doi cai, tropa, trop. Tropa, trop, prin oraș, chiopătatul galop, un țăran și doi cai, tropa, trop. Stau la geam în orașul cel mare, n-am curajul măcar să cobor, să-l invit înăuntru pe tata. Mi-e rușine mai mult decât dor și într-o carte poștală târzie cu o ștampilă de iad și de rai voi afla că a murit pe șosele, lunecând sub copite de cai. Am avut multe probleme cu cenzura, dar prima problemă o tot cu autocenzura. Pentru că atunci când pregătești un disc, așa procedez eu cel puțin. Dacă am de gând să scot 10, 12 piese sau 15, întotdeauna materialul pe care îl adun este cel puțin dublu. Și atunci funcționează o autocenzură. Primează și mesajul sau numai muzica? Sau cât la sută și cât la sută? Asta e greu de spus în procente, cât la sută și cât la sută, dar esențial este că atât mesajul textului pe care l-am de spus este foarte important și la fel de important și uneori mult mai important este mai importantă este muzica. Un cântec de sezon și de epocă de care Victor Socaciu nu s-a dezis după decembrie 1989. Mai mult, piesa compusă în primii ani 80 a apărut editat oficial pe albumul discografic Cântece Naționale lansat în 2000. Pe de altă parte, consemnăm avalanșa de premii obținute încă din anii 70 la festivalurile naționale studențești de profil, transformate în distincții profesionale la nivel înalt, precum cele 5 premii pentru creație la Mamaia, obținute după 1989. Sufletul și-l spun,
țara e adevărul absolut, d'albe flor de vișin pentru ea, prin eroii noștri noi am renăscut, cântec de iubire la fereastra sa, la fereastra sa, tot pământul-i numai cer. Corindul urcă-n sărbător, d'albe flori și leruile, și leruile și d'albe flori. Ca o inculpare, ca un martorit, ninge cu o nuntă, ninge și sfâșie, se fărămițează ultimul salut. Vai de noi femei, ninge-a despărțire, vom pleca departe, unde avem de mers. Ninge să despartă gheață și iubire, oarbe felinare trec spre univers. Ninge sfânt și tăi, numai o chimeră, despărțirea s-o mai vadă. Că în rest noi n-am stins și-am ajuns de-atât aliți, niște oameni de zăpadă. Ninge ca nesenii și-n poema rusă, ninge fantomari și bacovian, ninge că sunt rece, ninge că ești dusă, ninge ca la moartea ultimului an. Dacă ai mai recuperat și alte piese pe care le-ai pierdut din zestrea discografică oficială atunci. Da, da. Una din ele este Ștefan la Daniel Zihastru, pe care am scos-o pe un album de cântece naționale. Chiar au trecut ani buni de la Revoluție, dar ea era imposibil de cântat în vremea aceea, pe versurile unui poet care a fost considerat legionar. În tinerețe se pare că simpatizase cu mișcarea respectivă. Pentru mine n-a avut asta importanță, pentru că valoarea textului pe care eu l-am cântat, e vorba de Radu Gir, era una extraordinară, valoare, să spun, sentimentală și profund umană. Și atunci mi-a fost de ajuns asta, nu mă mai interesa ce a fost omul ăla în viața lui, în tinerețe, mai ales. Până la urmă pot să spun deschis, și eu la 18 ani am fost comunist. Am crezut în idealurile comuniste, erau la îndemâna noastră, aveam sentimentul că pot să schimb lumea, să fac ceva extraordinar cu sufletul deschis pe masă, dar după ce am depășit această fază de entuziasm tinerez, de naivitate, am realizat că este un sistem utopic și găunos și așa mai departe. Permiteți să raportez. Mă numesc Sandra, sunt locotenent la Fortul Belauzio. E foarte aproape ziua în care dușmanul va sosi. Și când va sosi, voi deveni erou. Dar așteptând
acea zi. Uneori mă plictisesc și atunci plec în oraș să văd fetele zâmbind, dar ele vorbesc despre dragoste și eu despre caii mei. Mă numesc Sandra, sunt colonel la Fort Melonzio, din forța profesion care dușmanul va sosi, și când va sosi, voi deveni erou. Dar așteptând acea zi, uneori mă plictisesc și atunci plec în oraș să beau cu Don Pedro. Din aceeași reuniune de Crăciun, încă o preluare cu o popularitate și un mesaj deosebit, într-o perioadă în care folchistul a cântat într-un alt spectacol gigant în serial, Serbările scânteii tineretului, condus de poetul Lucian Avramescu. Melodia a apărut pe al doilea disc long play în 1983, Căruța cu flori. Anul următor, compozitorul Victor Socaciu semna muzica discului Drumuri paralele, înregistrat de Angela Ciochină. Istoria vieții unui om, formidabil individ care toată viața își dorește să devină erou, așteptând un dușman potențial. Acest dușman nu vine decât atunci când el este ieșit din cărți. Nu că ar fi murit, este trecut în rezervă ca ofițer. Sigur că ceva din teribilismul acelui individ l-am împrumutat sau i-am împrumutat eu acelui personaj din teribilismul meu. În mâinile cui, privirile cui tati-i trimite-n pești înapoi. Privirile cui și mâinile cui te strâng trimite-n pești despre noi. Din clopotul cerului către pământ, o clipă amurg să-ți mai fiu. Otelo cu brațele frânte îți sunt și doar pâlpâind îți mai scriu. În mâinile cui, privirile cui te-ating trimite-n pești înapoi. Privirile cui și mâinile cui te strâng trimite-n pești despre noi. Canasta și vinul la tantiele, ne-a celul cafeaua rășnit. Icoane-n parastăzi uitate într-un tren, ce nu se mai vede venind. În mâinile cui, privirile cui te-ating trimite-n vești înapoi. Privirile cui și mâinile cui te strâng trimite-n pești despre noi. În satul cel lung și cu porțile vers, ascuns totdeauna sub noi, ne-a ști că mai ești și că pașii ți-i pierzi, aș veni într-o căruță cu flori. Dar mâinile cui, privirile cui te-ating trimite-n pești înapoi. Privirile cui și mâinile cui te strâng trimite-n pești despre noi. Cinstit așa, niciodată n-am fost mulțumit de piesele mele cum au ieșit. Și probabil că dacă va exista vreodată un exeget al lucrărilor mele, va constata că sunt piese cu 10 sau 15 variante. Chiar unele din ele, știu eu, piese cu 5-6 variante de disc diferite. O melodie apărută inițial pe discul Căruța cu flori, relansată de emisiunea Marinei Almășan Ceaiul de la ora 5, în noul context fiind reeditată pe un single în 94. Mi-e dor să mai merg la un ceai, să fiu liceanul bălai,
să n-am decât bani de tramvai. Mi-e dor să mă alerg la un ceai, să fiu iarăși puștiul rebel, fumând un chiștoc de camel, să învăț, dar mai mult fără zel. Să fiu iarăși puștiul rebel, e dor să mă merg la un ceai, la un ceai. Să fiu liceanul vălar, să n-am decât bani de tramvai, de tramvai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Mi-e dor de începutul de an, mi-e dor să mai fiu licean, să bat mingea iar pe maidan. Mi-e dor de începutul de an, mi-e dor d'un jetan moi non plus, să fim pe pământ eu și tu, nici când să ne spunem vreun nu, dansând un jetan monoplan. Cred că lângă Adrian Păunescu am reușit niște lucruri formidabile. Apoi am avut un sprijin important din partea poetului Lucian Avramescu. Am făcut parte la un moment dat împreună dintr-un colectiv artistic important, Sărbările Scânteiei Tineretului. Și apoi am avut colegi cu care am rămas într-o strânsă legătură, mă refer la cei cu care eram în Cenacul Flacăra, firește cu Mircea Vintilă, cu Banici o scurtă perioadă, Nicu Alifantis, cu Vasile Șeicaru, cu Ștefan Hrușcă. Acest trio cu Șeicaru și cu Hrușcă și cu subsemnatul a avut în anii 86, 87, 88 până în Revoluție niște turnee fulminante în România. Jucam 3 spectacole pe zi și lipseam cam 10 luni pe an de acasă. De aici câteva piese din cuprinsul celui de-al treilea disc, Viața, iubirea cea dintâi, apărut în 87. În aceeași perioadă, Victor Socaciu a realizat împreună cu marea actriță Leopoldina Bălănuță spectacolul Muntele Dragostei, consfințind dexteritatea și inspirația baladistului. Când s-aud inzăr venind, ninge pe pământ cu flori, cai sunt ca un colind, cai sunt nemuritor. Cai sunt ca un colind, cai sunt nemuritor. Prin lumină ascultați, cai liber părășeni, și de rouă înăurați, trec ușor ca niște zei. În galop prin viața mea, ei străbat un drum de rai și nu-mi pot imagina lumea asta fără cai. Cântec dulce murmurat, cai trec în pas ușor, doar tu sufletul curat pot privi în ochii lor. Și cum trec cu pama în vânt, zei puternici și cu minți, parcă vin de dedesubt dintr-un sat de la părinți. Parcă vin de dedesubt dintr-un sat de la părinți. Prin lumină ascultați, cai liber părășeni, și de rouă înăurat, trec ușor ca niște zei. Iubitor, dragostea mea, eu n-am uitat în piept.
inima. Iubito, dragostea mea, eu n-am dat în pieptul tău cânta inima, inima. Iubirea pentru unii e noroc, iar pentru alții e un simplu joc. Ea pare uneori ca florile de mai, cât ar merge între stații un tramvai. Adeseori când vreau să te respir, înțep iubito ca un trandafir. Iubirea totuși e duminica din ploi și ar merge pentru viață amândoi. Tot de dinainte de 1989 notăm invitații și chiar premii în străinătate, între care turneele în China, Coreea, Uniunea Sovietică, Germania, apoi Italia, Statele Unite ale Americii, Suedia și așa mai departe. Practic, la începuturi, când nu aveam decât vreo 5 ani de cântat efectiv pe scenele țării, în același timp, în paralel, aveam o viață de sportiv, dar nu sportiv oarecare, ci șahist. Am avut categoria întâi la șah. Și la un moment dat, într-un concurs, am ieșit pe locul 3, am venit în final pe locul 3, dar dacă aș fi ieșit pe locul 2, aș fi plecat în Statele Unite, e vorba de 78, în Statele Unite la un open studențesc și probabil că aș fi rămas în America. Și atunci, cu siguranță, destinul meu s-ar fi schimbat. Încercând să refacem și traseul tematic al melodiilor și al versurilor semnate de Victor Socaciu, iată o piesă cu o istorie aparte intrată în conștiința melomanilor în condiții speciale. Pe de altă parte, o ipostază Roca, cantautorului care, după decembrie 1989, avea să bată aparent în retragere, debutând ca manager și producător muzical, ba chiar și realizator, moderator al singurei emisiuni TV cu specialitatea folk, Vânare de Vânt. Că tragice vești de războaie ce ne-au pustit. Se vorbește absurd despre Eurotank și absurd despre Eurocruiz. Vă propunem de aici pentru un nou dicționar un eurolimbaj mai omenesc. Dragi europeni, ca la frații eu vin, Europa cea eurodestin. Piesa Europa am prezentat-o, am compus-o în 84, a apărut de câteva ori la radio în 85, după care a fost stopată și nu s-a mai dat decât când radiodifuziunea română a devenit liberă. Prima piesă care s-a dat când revoluționarii au intrat în radio și au cucerit radio a fost Europa și o altă piesă a mea, Libertatea. De asta spuneam că am avut sentimentul atunci la Revoluție că mi-am îndeplinit ceva din misia mea de om social și, pe urmă, și ca artist, sper să mai contribui și în continuare. Experiențe cu sclavi și inchiziții, omenirea tot turcă, civilizator, spre un sfânt ideal, care e libertatea.
Mai sunt drumuri barate de fără de legi, chiar popoare mai sunt subjugate absurd. E puterea menită, lanțuri să rupă și nici când să nu pună lacăte voinței în om. Libertatea e singurul bun, e omul simplu o mere. Dacă o viață avem pe pământ, s-o trăim după libera frere. Libertatea nu cere nici cui, e întreagă în mâinile noastre. Libertate în fapt și cuvânt, idealul planetei albastre, ideal, ideal, ca un zbor în aer. Cealaltă piesă cu impact și sens după decembrie 1989 a apărut pe albumul Ceasul Iubirii în 95. Până atunci însă, de precizat faptul foarte important al organizării anuale, începând cu 91, a Festivalului Național de Muzică Folk Om Bun, cea mai importantă manifestare a genului, reconfirmând vedetele anilor 70-80 și lansând nume noi. După ce libertatea noastră a fost câștigată, după ce aspirațiile mele de artist alături de alți artiști ai țării și de alți tineri și așa mai departe, de tot poporul ăsta, mi s-a părut că atunci când am simțit că o parte din cântecele mele au ajutat la ceea ce s-a întâmplat în acel demers istoric, am avut sentimentul că am misia îndeplinită dintr-un punct de vedere și am avut câțiva ani în care mi-am reconsiderat poziția mea de artist în societate. Vreau să spun că așa a apărut Om Bun? Așa a apărut și Om Bun, dar mai mult decât atât, vreau să spun că mi-am dorit să schimb ceva, dar n-am reușit să schimb nimic și a trebuit să accept că, indiferent de ce se întâmplă în jurul meu, artistul rămâne același. O melodie de pe albumul Lângă Inimă îmi stai, lansat în 98 în nume propriu, specificație strict necesară, întrucât Fundația Om Bun a participat și la producția a peste 30 de discuri de muzică. Cântece Naționale din 2000 și Condiția Umană de anul următor au fost noi cărămizi la edificiul unui autor de șlagăre de primă mână, premiat în ultimii ani de juriile tuturor festivalurilor folk, criticii muzicali, Radio România și Ministerul Culturii și Culte. Locatarii de pescară, voi n-aveți niciun act, iar fără de contract, iubirea voastră nu-i valabilă. Hai, hai, mutați-vă, hai, hai, chenați-vă de pe această scară respectabilă. Prima care ne somează e cu coana cea roșcată, ce primește și poștașul totdeauna dezbrăcată. Vin la rând scandalagiul, cel ce și-a gonit nevasta, cel mai beat bețiv al lumii, ce curată-i scara asta. Voi n-aveți niciun act, iar fără de contract, iubirea voastră nu-i valabilă. Hai, hai, mutați-vă, hai, hai, cherați-vă de pe această scară respectabilă. Ca într-un folc cețos și nordic, unde mergem nu se știe. Hai, iubito, hai oriunde, însă nu la primărie. Mototol făcând scrisoarea, ușa lumii a întrântit-o. Vom avea și noi o casă, în păduri și-n munți, iubito. Ne așteaptă sus în munți, să-l bati cele nunți. Acolo nunta mi-e valabilă. Hai, hai, să ne mutăm, hai, hai, să ne cărăm de pe această scară respectabilă. Dar în munte și în pădure, a pătruns recensământul, e o scară ipocrită, e o scară tot pământul. Primăria a dat număr și nu treți la fiecare, să așteptăm în țarcul nostru o scrisoare de la fiare. Am simțit la un moment dat că am datoria să fac ceva pentru folk, pentru oamenii care lucrează în zona asta. I-am simțit la un moment dat împrăștiați și deloc solidari cu ceea ce se
ceea ce se cerea pentru ei, de fapt. Și atunci am zis, pot să trâmbițez și să chem oamenii la un festival anual, un festival de sfârșit de an, când putem să tragem o linie de bilanț, pe de o parte. Pe de altă parte, să redau încrederea tuturor că se poate face ceva și în zona asta. Pentru că genul folk era la vremea respectivă marginalizat total și existau doar câteva vârfuri care mai perindau țara asta pe scenele ei. Melodia apărută pe disc single în 1989 este al câtelea exemplu al baladistului care celebrează cu fiecare nouă compoziție mesajul, dar în primul rând muzica. Peste 450 de melodii, numeroase generice, radio și TV, festivalul Om Bun și emisiunea de televiziune Vânare de Vânt au semănat în sufletele melomanilor de toate vârstele numai vreme bună. Vouă făcătoarelor de pâine, mâine muritoare, colindă mânera cu atom, la mulți ani și soare, floarea mâinii fiecărui om, mâine muritoare. Voi ce-ați învățat a construi la mulți ani și soare, dulce stați pe crește la în primul rând pentru două, să spun, descoperiri pe care le-am făcut cu acest, prin acest festival. Ada Milea este o creație a Festivalului Om Bun și mai este Talismanul, care s-a lansat în folk, dar după aceea a deviat-o și spre rock, pop rock, dar nu deranjează asta. Chiar mă bucură că și-au găsit un drum al lor. Ce pot să spun? Uite, Maria Gheorghiu este un alt produs al Festivalului Om Bun, deci a câștigat o ediție. Au fost cântăreți foarte buni, din păcate festivalul nu poate să-i impună definitiv. El poate să-i aducă prin plan la un moment dat, de aici ei trebuie preluați de televiziuni, de radiouri, și case de discuri, așa mai de tot felul de producători din toate zonele. Acest munte al dragostei sfânt, iubita mea, cât vom trăi, va trebui să ducem muntele și noi. Vor trece ani și tu vei fi, iubita mea, în fiecare zi. Sunt 30 de ani de viață artistică în care
Credeți-mă că nu aș fi putut să răzbesc dacă nu existau lângă mine niște oameni. Oameni care la un moment dat au văzut în mine nu neapărat un profit pentru ei, ci au văzut în mine un om care are ceva de spus și care merită să fie sprijinit.